cum ăsta e teren de nivelat, că a făcut și lucruri în apă, camera. Ia vezi dacă poți să ții un picior pe folie acolo, dar nu poți. Atât, lasă-l așa că nu mai urcă, că e deal aici. E să împotmolește, intră alea prea mult în pământ. E pământul prea moale și e la deal. E pantă cam mare aici. Dar în pământ nelucrat. Aici am avut varza de șanțuri mari. Și am luat-o pe diagonal, așa să vedeți și voi. Și rezultatul e destul de bun. Și am mai avut și rădăcini, după cum vedeți. Deci, ăsta e pământul. Da, e ok, foarte bine. Da. Deci pământ nelucrat. Și trebuia să-l tat puțin mai mult cormana de față, cormanele. Fiindcă roata, de la greutate, oricum lasă un fel de șanț. Și acum calcă exact pe roțile motocultorului, da? E destul de bine. La primul test, aici am făcut fără cormanele din față. Și când ne-am întors, e destul de întinsă. Acum vă dați seama că în pământ lucrat o să mai fie rădăcini, terenul o să fie nivelat. Vorbesc de un pământ frezat, cu freză tractat ar fi cel mai bine. Și ar fi perfect. Iar dacă aveți pantă mare, n-are rost să urcați la deal, să puneți pur și simplu, dați cu spatele și veniți la vale. Cad în vreo gaură de asta. Ok. Aici a fost la început. Se pare că avem un 8 cm de pământ. Nici foarte mult, nu e bine. Ca să puteți să o trageți la urmă, dacă e o folie mai groasă, care nu e biodegradabilă. Ia uitați. Vedeți? Deci, și simplu. Ia trage din jumate așa, vezi? Stai acolo. Ia. Da, e foarte simplu, vezi? Chiar și aia care nu se degradează e bună. E mai rezistentă. Acum, na, depinde. Dacă s-o menține așa după un an de zile. E pământul nelucrat, asta e biodegradabilă și e pământul nelucrat, de-aia nu se învelește cum trebuie. Bă, cum să nu se învelească, bă, e asta, stai așa un pic. Ia uite și tu cât ai, ai 10 cm mai bine. Ia uite cât s-a învelit. S-a învelit destul de bine. Hai să facem un prog în partea elantă, iar. 3-4 cm minim. Cu folia pe pământ ca să se întindă mai bine, zic, să se întindă mai bine folia. Să lăsăm folia mai jos sau? Da, las folia exact pe pământ ca să coliseze pe...
Hai, dă-i un pic de într-o parte. Hai, atât ajungi. Cu ocazia asta v-am arătat și ce înseamnă dieselul la Rilantiu, treapta 1, cu motorină de 96, parcă, sau 95, nu mai știu. V-a spus-o la mine pe clipuri, ce motorină extra cum ar fi. Treia reglată cu roman asta, da, stupă din spate, dar e de test. Uitați, vedeți? Treia reglată să dea pământul, dar el fiind un pământ nelucrat, cu rădăcini, când partea asta, asta pe dreapta merge foarte bine, da? Deci nu trebuie să astupe nici mult rău. 5-6 cm ar fi de ajuns ca să puteți voi să trageți fulia la urmă cu ușurință, da? Și în același timp, dacă o astupă mult, ce rol mai are fulia? De asta e bine să o aveți reglată ok. Fiind rădăcini, fiind așa, vă dați seama că stă umflat aici. Stă... Da, vedeți. Aici o rădăcină ceva, ca uitați, să rup, hai că nu rup, ca uitați, rădăcini, da? Rădăcini, da, nu contează cine știe ce, vedeți aici că a ieșit în folie, da? Cotoare, deci nu e terenul lucrat, o să întind băligarul și apoi o să lucrez eu la primăvară, pământul oricum în jos are umiditate mare. Eu sunt mulțumit. O să vă dau și dimensiuni. Întors cu motocultorul, vă dați seama că e mai greu având 4 elemente pe sol în afară de roți. Trebuie mai multă atenție, să nu le rupe, să nu le îndoiți. Dacă nu e pământul lucrat, vă dați seama că ăstea au rolul de astupa, nu de arat. Ele se ridică în sus, cel mai simplu. Faceți niște semne, să știți până unde le lăsați, în funcție de teren. Le-ați ridicat și întoarceți fără probleme. O să vă dau dimensiunile în alt video, dacă sunteți interesați. Ea e reglabilă din foarte multe puncte de vedere și se poate face și după tractor, cât prinderea e o schimbați. Acum aia e făcută după motocultor. Și pe înălțime e reglabilă, se poate să pot pune niște arcade de alea mici, să se facă microtunele. De asta au fost lăsate picioarele astea așa lungi. Da? Să poate fi ridicată la un metru, să zicem. Dar să mai putea regla curmana aia, dar pentru test. Și uitați cum să strânge folia. Dar asta să mai, să mai putea refolosi, nu? Nu. În, mai pui după asta pe rol. În fine, o adun și o adun. O, na, o... Dar să cureți terenul cel mai ușor. Că dacă ți-a stupă prea mult, după aia trebuie să-i vițidezi mai mult sau o să-ți iasă iarbă cerul mai are folie. Da, e, e pământul, pământul mai tare, mai cu rădăcini, cu...